Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale s-au plâns de sistemul birocratic neperformant. De regulă, ONG-urile care fac proiecte sunt la cheremul unor funcționari din organisme județene, regionale sau ministeriale, care de multe ori habar nu au pe ce lume trăiesc și cer documente suplimentare care nici măcar nu se regăsesc în ghidurile de aplicare a proiectelor. Asta în condițiile în care pe POSDRU s-au accesat finanțări enorme, prin care se puteau califica șomeri din toată România, Bulgaria, Ungaria și Serbia la un loc, afirmă deputatul Mariana Câmpeanu. În schimb, mai spune fostul ministru al muncii, actuala guvernare nu a fost în stare să-și specializeze proprii funcționari, cu toate că UE a alocat fondurile necesare, greșeală impardonabilă a cărei remediere este prevăzută în programul de guvernare al PNL. Creșterea gradului de accesare a fondurilor destinate asistenței tehnice, asta înseamnă că, deși am avut la dispoziție niște bani ca să pregătim personalul care trebuie să analizeze dosarele și să nu mai fie făcute greșeli vis-a-vis de cerințele Uniunii Europene, e bine, acei bani nu au fost accesați, persoanele nu au fost instruite, au fost angajate pe criteriile care ne știm și multe lucruri se întâmplă și din cauza proastei pregătiri a celor care primesc dosarele respective. Și Uniunea Europeană ne-a pus la dispoziție bani să ne pregătim. Și iată că nici pe aceea măcar nu i-am accesat. Pentru a elimina birocrația și influențele politice în evaluarea proiectelor, PNL a prevăzut în programul de guvernare externalizarea serviciilor de selecție, evaluare și contractare a proiectelor cu finanțare europeană.